birou vânătorilor de fantome. Spuneți adresa, unde vă aflați? Avem o chemare? Da. Niciodată n-am fost să prind fantome. Am înțeles, ieșim imediat. Nu-ți fie frică, Melissa, avem și echipament și insigne. Să mergem! Acestea sunt niște aspiratoare. De fantome. Bine să fii atentă, este o capcană pentru fantome. Să nu iasă fantomele de data trecută. Eu țin fantome? Aici sunt fantome? Când este cuiată cutia, nu iese fantome. Așa că fii atentă și să nu deschizi cutia. Să fii foarte atentă. Când îți spunem noi, atunci să o deschizi. Să mergem, Matei. Hai. Alo, Nicoleta? Ești chiar acum la plimbare. Ce? Ce fel de plimbare? Nici nu te-a sunat nimeni. Melissa, mergem la fantome. Vânătoare de fantome astăzi avem. Hai. Micoasă. Avem și o mașină pregătită pentru vânătoare. Da. Dar haideți să ne pornim la drum. Hai! Urcăm toată mașină. Haideți să luăm cu noi toate uneltele. Da. Matei, mergi cu noi la vânătoare? Da. Hai să mergem. Mami, pornește. Bravo, Matei! Bravo, Melissa și Mircea! Cuplați-vă centurile și pornim imediat la drum. Ce fel de fantome? Fac ceva la oameni! Nu-ți fie frică, nu sunt periculoase! Nu te speria, Melissa! Avem cu noi capcana pentru fantome și puștile cu laser! Astăzi vom avea bătăi de cap cu aceste fantome! Să lăsăm frica la o parte și hai să mergem odată să ajutăm prietenii noștri! Ne așteaptă! Așa să facem! Hai să mergem! Poate totuși eu rămân acasă? Of, Melissa, nu fi fricoasă! Suntem o echipă, trebuie să mergem împreună! Unul din vânători deja a adormit. Mi-e somn și mie. Poate rămân și eu în mașină să mai dorm puțin. Hai, lasă tu gogonelele tale! Haideți, scoteți-vă centurile și să mergem! O, ce timp s-a omorât! Da, este timpul preferat al fantomelor. Sper să avem succes! Haideți să ne luăm toate rucsacele cu puștile! Melissa, fii atentă să nu iasă de aici fantomele de data trecută, ți-amintești? Da, casa pare a fi bântuită, ne va fi greu. Poate totuși venim altă dată. Lasă tu altă dată, niciodată nu trebuie să lăsăm, mergi înainte. Aceasta să fie casa cu fantome? Da, așa arată, este foarte bântuită. Pare a fi bântuită de fantome. Ce-a fost asta? Nimic, nimic, niște artificii de anul nou. Nu te teme, curaj! Eu sunt prima dată la vânătoare de fantome. Lasă că o să fie și alte episoade. Da, haideți! Mergem înainte. Hai, Matei! Privește ce am găsit aici! Urme de fantome! Ia priviți cum se scurg! Cu siguranță găsim aici înăuntru fantome multe! Da, Matei? Da! Miroase fantomă!
Mircea, nu pune mâna, că o să te transformi. Să fim atenți. Cum te cheamă? Mircea. Câți ani ai? 7. Ești din echipa care? Din echipa Milimir. Hai că n-a reușit să se contamineze. Să mergem în casă. Haide. Nici lumină nu este aici. Așa. De unde începem? De la un capăt. Este foarte frig aici. Da, unde sunt fantome este foarte rece. Înseamnă că este adresa corectă. Am ajuns unde trebuie. Haideți să mergem sus. Haideți de aici! Fuga!
Uite că vine, Mircea Pușcăram! Ați crezut! Ha, tu, fricoasa! Și ne-ai făcut un prank! Da, și mi-a reușit! Nu mai vedea glumă acum! Melissa, unde ți-ai lăsat capcana? Acum și-o aduc! Melissa, fii lângă noi! Mai este o cameră! Hai să intrăm! Lasă că eu să-i arăt Melissei! Cum crezi, Matei? Fantomele sunt mici sau mari? Mari? Dar fantome mici ai văzut? Și mici ai văzut? Unde erau? Acolo? Da! Matei, dar aici sunt fantome în această cameră? Da. Nu sunt! Oricum trebuie să fim atenți! Ia să vedem aici! Nu sunt! Ia priviți în dulapul acesta misterios! Oh, fantome! Frica! Până să prindem fantoma! Intră în capcană! Melissa, fii atentă! Să-i trebuie în capcana! Bine! Ne-ai găsit! Am prins-o! Dar unde-i Mircea? Cine aici? Mircea! Ai vrut să ne faci un prank? Așa, Melissa, vroiam să te învăț minte. Gata cu glume! Melissa este fricoasă, iar Matei un pic s-a speriat. Da, Matei? Da. S-a speriat de fantome. În schimb, am găsit aici în dulap o fantomă și am prins-o în capcană noastră. Cât tu te joci cu fantomele. Mai este o ușă. Ce luminează acolo! Și iese fum de acolo! Matei, ce zici? Să deschidem ușa? Da! Haide! Vai, ce mâine rece! Nici nu pot să țin mâna pe el! Cine deschide ușa? Matei? Wow, ce curajos ești, Matei! Deschide! Privește fantoma! Bucură-te-a! Melissa, privește fantoma! Ai făcut! Am prins-o! A doua! Privește acolo! Uite-a doar! Am prins-o! Încă una! Ia privit acolo! Trebuie o dată! Am prins-o! Melissa, închide capcana! Rata! Deja nu mai sunt fantome în această casă și e cald! Haideți la birou să mergem, să vedem ce facem cu capcana noastră! Dar oricum fiți cu ochii în patru, să nu mai apară vreuna! Ai grijă de capcana, Melissa! Ține bine să nu iasă fantomele! Prima misiune este îndeplinită! Să mergem la birou! Hai!